două lucruri. Hemofilia, da, este boala bărbatului. Printre puținele, mă rog, toate care sunt chiar atât de dedicate bărbatului, din păcate, ideea de a scoate în evidență bărbatul care poate să fie și bolnav, că este de obicei bărbatul extrem de orgolios, și asocierea cu mașina este un lucru fantastic, pentru că mașina este... Stai și te întreb, ce-o fi prima dragoste, mașina sau soția? Și uneori mașina primează. Dacă ți-ai îngrijit sănătatea ca și mașina, ar fi extraordinar. Și ar trebui să continuați și să găsiți tipul de mașină, tipul de bărbat și sigur, în mod optimist, hemofilii cu care să poată să conducă orice mașină. Asta este ideea, care este bărbat. Felicitări pentru idee, mi-a plăcut ideea.